Ce crezi? Oare piticii există? Știi cumva unde locuiesc ei? Eu o să-ți spun tot ce trebuie să afli. Ascultă-mă! Unii oameni mari spun că piticii nu există pentru că nu au fost văzuți niciodată. Dar, voi, copii, știți că ei trăiesc undeva? în cel mai ascuns colț al pădurii. Aceste ființe prietenoase și micuțe poartă haine simple și niște pălării scuțite simpatice. Femeilor le plac stofele colorate, iar bărbații se mândresc cu bărbile lor stufoase. Și în țara piticilor se sărbătorește Crăciun. Cu câteva zile înainte de ajun, Părinții și copiii se adună în mijlocul așezării. Atunci, un bătrân venerabil scrie o scrisoare lungă către moș Crăciun pe un rulou de pergament, folosind un stilou uriaș pe care un tăietor de lemne l-a pierdut în pădure. În anul acela, lucraseră din greu, cu mic cu mare, și de aceea se așteptau să fie răsplătiți cu un frumos cadou. Odată încheiată scrisoarea, pitici au înfășurat-o cu grijă, au urcat-o într-o și au pornit spre vârful muntelui. Nu era ușor să mergi prin zăpadă, însă piticii erau plini de avânt și aveau forțe proaspete. În vârful muntelui îi aștepta o frumoasă lebă de albă. În fiecare an, ea avea misiunea de a-i duce scrisoarea lui Moș Crăciun. O îndeplinea întotdeauna, iar nimeni nu se îndoia că și în anul acela avea să fie la fel. Sub privirea atentă a piticilor, lebăda se ridică în zbor cu pergamentul în cioc. În scurt timp, maestoasa pasăre dispărut dincolo de orizont, iar piticii se întoarseră liniștiți în sat, cu gândul la Crăciunul care se apropia. Și totuși a urmat ceva neașteptat. Moș Crăciun și o ajutoarele lui, îngerașii, scotociseră printre toate scrisurile primite, fără să dea de pergamentul cel lung al piticilor din pădure. Sigur s-a întâmplat ceva. Cum e posibil să nu-mi fi scris? Se întreba venerabilul bătrân era atât de îngrijorat încât s-a hotărât să meargă el însuși în țara piticilor. S-au purtat cu toții atât de bine anul ăsta, au lucrat din greu și au fost buni și generoși, bunătatea lor trebuie răsplătită, se gândea moș Crăciun în timp ce zbura pe deasupra pădurii. Deodată auzi un strigăt ascuțit și plin de durere. Vine din cabana aceea!" O pasăre suferă. Am să cobor să văd ce se întâmplă. În locul acela trăia un pitic bătrân. În tinerețe făcuse o faptă crudă, iar vecinii l-alungaseră din ținut, obligându-l să trăiască în exil. Singurătatea îl făcuse să ajungă atât de rău încât să aibă o idee îngrozitoare: să răpească lebăda mesageră și să-i lase pe toți piticii fără cadouri de Crăciun. Acum vor vedea cu cine au de-a face. Nimeni nu mă dă afară din țara mea. Însă nu se aștepta să-și facă apariția însuși moș Crăciun. Piticul nu era doar rău, era și laș pe deasupra, iar la vederea sanei fugi să se ascundă în pădure. Unde crezi că te duci, omulețule? Nu mă păcălești tu pe mine! unde e închis lebăda?" strigă moș Crăciun. Piticul cel rău era așa desperiat, că până și lebăda a început să râdă. Nu, nu, eu voiam doar să o văd mai de-aproape. Îndată o eliberez, venerabile moș Crăciun. Un pitic copil care, chiar dacă nu avea voie, se aventurase până dincolo de marginea satului, a auzit tot și fugi să le povestească și celorlalți. Moș Crăciun lorul loul de pergament și plecă în grabă spre țara îngerașilor. Acolo citi scrisoarea și văzu că mai presus de orice cadou, piticii cereau pace și sănătate pentru toți locuitorii. Să trecem la treabă! Îngerași, nu e timp de pierdut! Piticii își vor primi răsplata pentru că au fost atât de buni și harnici. În tot acest timp, în satul piticilor se adunaseră toți copiii, și vorbeau despre cele întâmplate. Nici măcar nu erau supărați pe omulețul cel rău. Știau că din cauza firii lui rele și necinstite, rămăsese singur de tot. Și pentru că era Crăciunul, copiii se hotărâră să facă o faptă bună. A doua zi, și găsiră cadourile lângă brad, ca în toți anii. Copiii nu le povestiseră părinților cele petrecute luaseră o hotărâre și aveau să o ducă la bun sfârșit, fără ajutorul lor. În noaptea aceea, piticul exilat se simțea mai singur și trist ca niciodată. Se căia pentru fapta lui rea și era dor de vecinii lui. Chiar atunci privi pe fereastră și văzu un șir lung de luminițe care se îndrepta spre cabana lui. La început se temu că veneau să-l pedepsească, însă văzând că erau copii, se liniști. Aproape de casa lui, micuții începură să cânte colinde frumoase, iar unul dintre ei bătu la ușă. Piticului singuratic nu-i venea să creadă ce se întâmplă. Copiii aduseseră o mulțime de cadouri, un pulover călduros, un fular lung, o cutie cu fursecuri și un scăunel superb. Nimeni nu mai fusese vreodată așa de bun cu el. Aproape plângând de emoție, le ceru iertare copiilor și îi rugă să-l mai viziteze împreună cu părinții oricând doreau. Cu toții au avut un Crăciun fericit.